Utilizatorii Facebook sunt avertizați cu privire la o nouă amenințare pe rețeaua de socializare, pagini compromise care promovează investiții false și încearcă să obțină informații personale prin phishing. Directoratul Național de Securitate Cibernetică dă exemplul unei pagini care aparține unui magazin de biciclete care promovează un articol fals, pentru promovarea unei false oportunități de investiție care ar fi fost recomandată de persoane publice cunoscute și folosind identitatea vizuală a presei. Odată ce utilizatorul accesează postarea sponsorizată, este redirecționat către acest articol, care încearcă să-l convingă să viziteze pagini de phishing. Atacatorii vor astfel să convingă potențiale victime să-și furnizeze date personale, financiare sau de autentificare pe site controlate de ei, sub pretextul investițiilor ce pot genera un profit solid într-un termen foarte scurt. Iată care sunt recomandările specialiștilor. Citiți și analizați cu atenție informațiile culese din mediul online. Evitați accesarea linkurilor din astfel de postări sponsorizate care oferă oportunități rapide de îmbogățire. Nu furnizați date personale de autentificare sau de card pentru a vă înscrie în astfel de programe capcană. Atenție la corectitudinea gramaticală și la exprimarea textului în limba română. De multe ori atacatorii folosesc instrumente automate de traducere care vor genera un text ciudat în exprimare și plin de greșeli. Verificați întotdeauna pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară la secțiunea Alerte Investitori, Informări și secțiunea Atenție la Entități Neautorizate informații referitoare la posibile fonduri care au ca scop înșelarea investitorilor sau referitoare la fonduri neautorizate sau care nu prezintă încredere. În cazul în care ați introdus date de card sau de autentificare la conturile de internet banking, sesizați imediat banca, iar dacă ați fost păgubit prin această metodă, depuneți o plângere la poliție fizic sau online. Dacă observați în mediul online inițiative similare, raportați-le către rețeaua socială și către DNSC. Relatează mediafax.ro.